recondiționăm. Volkswagen T3. Suntem la partea cu motorul. Am dat motor jos. Am ceva de pe motor. Valeria de admisie, valeria de evacuare. Pompa de injecție. Baia de ulei, toate piesele astea componente pot fi transferate pe un motor 1.9 turbo diesel cu pompa de injecție electronică, dar o să mă duc cu pompa de injecție mecanică cu piese din pompa de injecție electronică de la 1.9 cod 1Z. Am două motoare, nu știu care dintre ele o să meargă mai bine. O să le pornesc pe ambele. Și o să vedem. Cutia de viteze se potrivește perfect. Volanta, ambreiajul, placa de presiune, toate de la T3, de la motorul 1.6 turbo diesel. Urmează să curățăm toate orificiile de aici. Aici va trebui să reparăm un pic partea de jos care a ruginit pentru că nu avea aripi interioare. Acum mașina are aripi interioare și nu o să mai ruginească prea curând. Asta arată interiorul, compartimentul